Cu prima oară video am avut așa o ținută foarte sobră și vorbeam foarte crispat pentru că nu eram eu bine cu mine și mi-era rușine așa să fac treaba asta. Ei bine, am învins-o și de ce? Pentru că am vrut să transmit cu adevărat pasiunea mea pentru antreprenoriat, felul în care fac business și businessul meu să ajungă la cât mai mulți clienți. Pentru că așa creștem și ăsta este adevărul. Ca să poți să ajungi la mai mulți clienți, trebuie să ieși în față. Dacă tu nu ieși în față pentru că nu ești bine cu tine, va trebui să înțelegi că fără creștere, fără social media, fără branding, fără omul care arată cu energia lui, dincolo de o poză, cum este el cu adevărat, nu o să funcționeze așa cum vrei. Asta e adevărul. Ești din zona de confort, lasă lucrurile să curgă, fii bine cu tine și nu te gândi la ce spun ceilalți despre cum ești, despre cum arăți, despre cum vorbești, despre ce transmiți. Fii autentic, crede în tine și expune-ți business-ul în social media așa cum îl vezi tu, așa cum îl simți, cu mâna pe inimă.